Bună, dragilor! Astăzi vom lucra bijuteriile acestea, două medaliane și cercei, cu două tehnici diferite. Și haideți să vă arăt cum puteți să le realizați. Materialele pe care o să le folosesc astăzi vor fi următoarele. Fimo, voi folosi Fimo alb soft, pentru că o să vreau să realizez două feluri de imprimeuri. Voi folosi ștampilă, mașina de paste pentru a face foile, un rulou, câteva catere, accesorii pentru bijuterii și un fir, hârtie imprimată cu laser, unul alb-negru și unul color. Voi folosi niște cerneală pentru rășină, care este pe bază de alcool și o să vedeți cum o să-l folosesc, coafă ca pentru a decupa și un clește pentru accesorii. Haideți să trecem la treabă. Primul lucru pe care o să-l fac este să frământ foarte bine bucata mea de Fimo ca să pot să o bag la mașină. Am scos foaia la grosimea aceasta. Voi lua o ștampilă cu imprimeu floral și voi imprima pe o parte. Partea cealaltă o să o lucrez cu altceva. Sau putem să imprimăm cu un șablon de genul acesta. Pentru medalion la toate. Am scos din cuptor de la copt Fimo creat, iar acum o să dau cu un lac pentru Fimo peste toate formele.
voi asambla acum doar două perechi, cercei cu medalion. Am lăsat gaură și sus și jos ca să pot să le prind între ele. Așa au ieșit bijuteriile mele, medalionul, medalioanele și cerceii, aceasta cu transfer de pe hârtie cu laser și aceasta cu ștampilă. Sper că vă place. Până la tutorialul următor, la revedere, zi bună!